Bun găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori! Iată-ne împreună la poalele muntelui, într-o pregătire continuă pentru o escaladă până în vârf, acolo unde, după ce am trecut de povârnișuri, am trecut de văi adânci, cu efort, cu osteneală, ne așteaptă Mântuitorul Iisus Hristos pentru cunună. Începem în numai câteva ore, iată, postul cel mare, Sfântul și Marele Post, de acum 7 săptămâni, timp de 7 săptămâni, vom fi împreună într-o călătorie duhovnicească, reală, nu imaginară, o escaladă reală, o provocare reală pe care de fiecare dată ne-o facem nouă și, bineînțeles, celorlalți deopotrivă. Ne-o face Dumnezeu în marea sa dragoste, în căutarea sa de a adâncă, de a ne regăsi undeva în parcursul acesta în care dorim să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Cu semenii noștri mai cu seamă, pentru că vorbim astăzi despre iertare. Suntem în Duminica izgonirii lui Adam din Rai sau Duminica iertării, cum au mai vorbit Sfinții Părinți despre această duminică. Știm foarte bine că în numai puține ceasuri intrăm în seara acestei zile, la vecernia acestei zile, în care o să avem și rugăciunile acestea de dezlegare, rugăciunile de iertare pe care le face arhiereu, preotul, duhovnicul, fiilor duhovnicești, fără de care, sigur, postul nostru nu are roadă bogată. Rugăciunile de iertare pe care, bineînțeles, le așteptăm cu toții și la care vă invităm pe toți să participați. Sigur, și cel mai important lucru, iertarea pe care o dăm și o cerem fiecare dintre noi, între oaltă și cu Dumnezeu. Duminica izgonirii lui Adam din Rai, începutul postului, început binecuvântat, și pentru că avem un cuvânt al Înalpreasfințitului Părinte, vă îndemn și vă rog să-l ascultăm împreună, după care astăzi cumva o emisiune pentru care nu v-am pregătit, dar care cred că va fi utilă, fiindcă, de fapt, vorbim despre semeni, vorbim despre iertare, vorbim despre conciliere, reconciliere și despre bunătate. Cuvântul ierarhului și ne întoarcem. Suntem în duminica lăsatului sec de brânză, care ne desparte de începutul postului ce va începe chiar mâine. Iată, Sfânta Evanghelie de astăzi ne glăsuiește atât de pilduitor. Ne vorbește de 3 fapte care sunt necesare creștinului: postul, rugăciunea și milostenia. În centrul acestora este postul, pentru că postul este cea mai veche lege dată de Dumnezeu primilor oameni într-o singură poruncă. Din toți pomii raiului să mănânci, a spus lui Adam, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri. Și iată, oamenii în rai erau fericiți. Mâncau din merile raiului, afară din un singur porn de care n-aveau voie să se atingă. Fericirea lor în care vorbeau cu Dumnezeu n-a ținut prea mult, pentru că pismașul diavol, care a căzut din cer, din înălțimea cea mai de sus, iată, invidia pe om și îl dușmănea. De aceea
s-a ascuns în chip de șarpe și a venit să ispitească pe om. Și ispitindu-l prin femeie, mai întâi prin Eva, și arătându-i fructele pomului cunoștinței binelui și răului, și spunându-i că dau știință, că binele și răul le cunoaște Dumnezeu, ei cunoșteau numai binele, și iată le sugera că de vor mânca din pom, vor cunoaște și răul, și nu știau ce-i răul, și atunci femeia, văzând că fructul este frumos la vedere și vrednic de dorit, a luat și a mâncat și a dat și bărbatului ei, și numai după ce au mâncat amândoi și-au descoperit adevărata lor stare, căci au căzut în păcat, au văzut că sunt goi. Și iată, călcarea poruncii postului, cea din tâi și cea mai mare poruncă, în care se cuprindea toată legea lui Dumnezeu, a dus la moarte, căci omul și-a văzut goliciunea, părăsindu-l harul care îl îmbrăca, omul s-a rușinat, s-a ascuns, au început puterile sufletului să-i diminueze, și mintea, și voința, și simțirea, și iată că n-a avut puterea să-și recunoască păcatul înaintea lui Dumnezeu, să ceară iertare. Până când, iată, vine Fiul lui Dumnezeu, luând trupul nostru omenesc și sufletul rănit de păcat, diminuate puterile sufletului de păcat, și iată, El vine să ne izbăvească de rău. El ia trupul rănit de păcat și ne învață cum să postim, și aceasta ne pune înainte Sfânta Evanghelie de astăzi, ca fapta postului să o facem înaintea lui Dumnezeu și nu înaintea oamenilor. Și ne spune, tu când postești, să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este ascuns, și acela îți va răsplăti ție la arătare. Când postiți, zice Domnul, nu fiți ca fățarnicii, că își smolesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Dar iată, vă spun vouă, că și-au plata lor aici pe pământ. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta uspală, adică să te bucuri. Postul este o jertfă, o jertfă unită cu jertfa lui Hristos. De aceea ținem post miercurea și vinerea, căci miercuri s-a pregătit patima Domnului, s-a hotărât de el vor prinde să-l răstignească pe cruce, și vineri l-au răstignit pe cruce. Acum intrăm în postul cel mare, postul patimilor și învierii lui Hristos, ca să putem să-l primim pe Hristos, cel care se pregătește de patimă, de moarte, de îngropare și de înviere, trebuie să postim, să ne curățim sufletul și trupul. Postul acesta al Sfintelor Paști este primăvara sufletelor noastre. Așa cum gospodina începe primăvara să-și curățească casa, să-și spele tot ce are din timpul iernii, așa și noi trebuie să ne curățim și să ne spălăm sufletul și trupul. Sufletul îl curățim pe dinăuntru. Și iată, postul este o faptă bună care trebuie să fie făcută în taină ca să fie primită de Dumnezeu. Așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, fapta are două laturi. Fapta cea bună, iată, are o materie, adică însăși fapta, și un scop. Pentru ce o facem? Scopul este important. O facem, această faptă postului, pentru Dumnezeu și pentru înnoirea sufletelor noastre. Postul este atât de necesar. El ne înnoiește pe dinăuntru, ne înnoiește
pentru că ne ajută să ne stăpânim simțirile noastre care se dezlănțuie în păcat. Și așa cum făceau părinții vechi care luau calea pustiei. De ce fugeau în pustie? Fugeau de ispită, fugeau de ocazia păcatului, fugeau de îmbierea patimilor. Și noi unde trebuie să fugim acum în post? Să fugim în lăuntru nostru, să ne cercetăm cele din lăuntru, să ne facem rugăciunea curată, cum ne învață Sfântul Evanghelist Matei prin cuvintele Mântuitorului, să călătorim de la minte la inimă, să fim milostivi unii cu alții. Postul este în centrul faptelor bune. Rugăciunea și milostenia dau aripi postului, care trebuie să se înalțe la cer, la Dumnezeu. De aceea postul, fiind poruncă dumnezeiască, nu este opțional pentru noi creștinii. Postul ne leagă de Hristos, de aceea se cuvine să postim. Este o jertfă să ne despărțim de toate dezmerdările, de petreceri, de mâncăruri alese, să luăm mâncărurile cele din legume și numai când este deslegare să mâncăm mai consistent. Și iată, după rânduială, primele două zile, luni și marți, sunt zile de pauză pentru stomacul nostru, pentru toți cei ce pot, se încumetă și au râvnă. Nu zic de copii sau de bătrâni sau de bolnavi. Și iată că postul ne ajută nouă tuturor. Ne înnoiește. Când trupul slăbește, sufletul se ridică, așa cum spune un Sfânt Părinte. De aceea să începem cu toții postul. Postul este maica virtuților. Este bucuria sufletului. Este lumină minții și inimii. Este tărie virtuții noastre. Pentru că în post înfloresc virtuțile. Credința, nădejdea și dragostea se lămuresc. Înțelepciunea, curajul, cumpătarea, bărbăția, toate cresc la rândul lor. De aceea să ne rugăm și să zicem Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a învățat cum să postim. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ne-ai învățat să postim nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta, că ai postit 40 de zile și 40 de nopți și ai fost ispitit. Și ispita ai învins-o, ajută-ne și pe noi să începem de mâine postirea noastră și să rămânem cu Tine, Hristoase, în rugăciune, să Te chemăm neîncetat și Tu să ne întărești ca să alungăm ispitele, să alungăm vrăjmașul care vine să ne îmbie cu tot felul de dezmerdări, cu șoapte viclene. Călătoria pe care o începem, iată, în lunea săptămânii celei din tâi, s-o sfârșim în sâmbăta săptămânii celei de-a șaptea, în sâmbăta mare, ca să putem să ajungem să ne închinăm și Sfinte Invieri și postul să ne arate biruitori asupra păcatelor, asupra patimilor, asupra tuturor răutăților. Doamne Iisuse Hristoase, milostiv fii nouă și ne însoțește în postul care începe și ne du la pășunea Ta cea duhovnicească, care este arvuna vieții cele veșnice, de care toți avem parte. Amin. Iubiți credincioși, suntem din nou împreună
în direct Lumina lui Hristos, Duminica izgonirii lui Adam din Rai. Mulțumim înalt preasfințitului Părinte pentru cuvântul de învățătură, mulțumim și pentru binecuvântare la începutul postului. După cum suntem obișnuiți, după tipicul pe care l-am preluat și mergem mai departe cu el așa, avem o întrebare pretext, o întrebare concurs care e un pretext să înmulțim dragostea celor de la Librăria Brâncovenească și celor care ne mai aduc cărți. Avem mulți oameni care doresc să dăruiască cărți, poezii din frumosul pe care îl cultivă fraților și celor care sunt interesați de viața duhovnicească. Avem întrebarea deja pe ecran. Este relativ simplă în legătură cu ce ne așteaptă în următoarele săptămâni, dar să știți că vom vorbi și despre starea firească, de fapt, a omului după răspunsul la întrebare. Până atunci însă trebuie să vă spun că avem un invitat astăzi pentru emisiune. Am gândit că e mare nevoie în societate și vorbim, când vorbim de societate, nu ne referim numai la societatea românească, ci la întreg pământul. Este mare nevoie de pace, e mare nevoie de iertare, de înțelegere și pentru asta am socotit că este foarte potrivit să invităm un specialist în domeniu, un sociolog care este și jurnalist, se ocupă de lucrul acesta în mod frecvent și ca om de știință, deci ca cercetător. L-am invitat pe Enache Tușa, pe care îl cunoașteți deja din emisiuni de la TV, chiar de la Radio Dobrogea, am făcut parcă și acolo emisiuni împreună. L-am invitat pentru frățiile voastre, pentru dumneavoastră, să vorbim despre acest conflict care nu se mai termină în societate. De ce nu se termină? Când a început? Cum a început? Multe întrebări pe care vrem să le adresăm. Din perspectiva aceasta a omului de știință vrem un răspuns și să vedem în ce măsură se suprapune cu răspunsul pe care ni-l dă Dumnezeu, răspunsul pe care Biserica îl pune la dispoziția credincioșilor. Știm că acolo unde este sinceritate, știința se împletește foarte bine, în mod organic, în mod ființial cu credința, cu raportarea omului la Dumnezeu. Bine ați venit, domnule Enache Tușa, mulțumesc la început de post. Bine v-am găsit, Părinte. Doamne ajută, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să ne revedem. Noi ne cunoaștem de mult timp și am colaborat pe diferite paliere, să spunem așa, legate de relația asta a noastră cu aproapele nostru. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar cred că această, să spunem așa, descriere om de știință e prea mult pentru mine. Eu nu sunt chiar un om de știință. Sunt un om care este interesat, să spunem, de lumea contemporană, de ceea ce ne înconjoară pe noi, de multe dintre lucrurile care nu ne plac, care ne afectează. Încerc să îmi dau răspunsuri multor întrebări, citesc, merg, cercetez și încerc cumva să dau și altora din ceea ce găsesc eu, să spunem așa, prin diferite surse, ca informație. Într-o formă sau alta m-am implicat atât cât am putut și cât am reușit eu să fac în ceea ce am putut face pentru semenii mei și pentru cei care îmi sunt cunoscuți. Și în rest sunt un om din lumea asta, ca foarte multe miliarde de oameni, cu nimic, să spunem așa, ieșit din comun. Un om care încearcă fiecare zi să-și găsească resursele, să își ajute familie, să-și ajute semenii, ca să zic așa, și să fie util pentru ceilalți. Tocmai asta e că mă gândeam că în calitate de sociolog, preocuparea principală sau arderea, frământarea este legată de oameni și de relațiile dintre categoric. Ei. Categoric, este foarte asta important. Asta presupune fiind o pasiune, nu are un, să zicem așa, termen de expirare. Sigur, este de toată sigur, viața, e permanentă de fiecare sigur, clipă. Da. Cred că mergeți pe stradă și vă uitați Practic, poți să faci o analiză a societății în care trăiești, mergând cu mijloace de transport, mergând pe drum, văzând cum sunt oamenii îmbrăcați. Dacă puțin mă iertați ca să nu-l ținem, sunteți în direct cu răspunsul și după aceea atacăm versantul muntelui, că vrem să urcăm împreună muntele acesta. Bine ați venit!
Să rămână, părinte. Doamne ajută. Să rămână, părinte. Dar răspuns la întrebarea ta, eu știu că Dumnezeu a dat prima poruncă omului să postească. Da. Adică să mănânce din orice, doar din pomul oprit să nu mănânce. Adică să rețină, să postească. Foarte interesant. Da, uitați ce post generos. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, da. Și dacă ne lăsați datele dumneavoastră, o carte duhovnicească, beletristică, istorie, sociologie, da. Politică. Ce... Uitați, avem file, da. Din procesul comunismului. Traian Popescu, autorul, l-am cunoscut pe personal pe domnul Traian Popescu, a fost coleg, da. Cu sfinți, coleg de celulă cu sfinți. Dar ce carte vreți aceea? Bine, o să vă trimitem ceva să vă fie de folos. Să rămână, părinte. Mulțumim frumos. Uitați ce minunat, domnul Tușa. Dumnezeu a dat prima poruncă postul. Dar ce fel de Dumnezeu avem noi, cum ne iubește? N-a zis aia nu, aia nu, aia nu, cum de fapt sugerează vrăjmașul. Sigur că da. Ce a zis? Sigur că da. Toate sunt ale voastre. Numai acolo nu. Vedeți, și tocmai omul a fost ispitit să meargă acolo. Și vrăjmașul cum să mănânce din fructe. A răsucit proporția, a răsturnat proporțiile și a zis, cum auzim și astăzi, păi bine, părinte, aia nu, aia nu, aia nu, da, aia o, nu. De fapt, o justificare, să zicem așa, neputință. De fapt, a neimplicării. A neimplicării, pentru că, probabil. De fapt, ce post a lăsat Dumnezeu? Din toate puteți să mâncați. Mai mult. Creșteți-vă, înmulțiți, bucurați-vă. Deci, postul ăsta e o sperietă, o marotă pentru foarte mulți oameni. Cred că în momentul în care încerci să-l conștientizezi, de fapt este o educație cu tine însuți. De ce? Pentru că noi, cel puțin în cazul meu, eu sunt un leneș, să zic așa, în toate aceste, să spunem, datorii duhovnicești ale unui om de lume, a unui mirean, cum se numesc oamenii care nu sunt integrați concret în corpul acesta administrativ bisericesc. De ce? Pentru că de foarte multe o las pătânjeală, țin o săptămână și după aia zic o zi, lasă că astăzi pot să... De ce? Nu e bine, pentru că eu fug de fapt de munca mea cu mine însă. De ce? Nu vreau să fiu mai bun, nu vreau să-mi duc voința, pentru că aici e vorba de voință, e vorba de trăire, e vorba de fapt de două entități, sufletul și trupul, materia, de fapt, care materie este și ea importantă, pentru că ne jenează, simțim prin anumiți, să spunem, senzori ai corpului nostru, durerea, plăcerea, căldura, frigul, lumina, întunericul și așa mai departe. Tristețea. Bucuria, tristețea, sigur, toate aceste dualități în care trăiește omul și, apropo, Dumnezeu îi dă omului liber arbitru, să aleagă din ce vrea să facă. Poți să faci aia sau aia. Îi descrie și drumurile. Mergi pe drumul ăsta, îl alegi pe ăsta, vei ajunge acolo în final, fără niciun fel de greșeală. Îl alegi pe celălalt, vei ajunge acolo în final, fără niciun fel de greșeală. Și, de fapt, noi suntem arbitrii. Eu nu vreau să dau acum sfaturi, pentru că eu nu sunt în măsură să dau sfaturi, ci voi vorbi doar despre ceea ce văd eu zilnic, ceea ce simt eu în relația mea cu semenii mei, colegi, să spunem așa, prieteni, membrii familiei mele, cunoscuți de-ai mei și tot ceea ce, practic, pot eu să percep la nivelul meu, să spunem, de percepție umană. Legat de societate, lucrurile nu stau deloc bine. Societatea globală. De ce? Pentru că putem să observăm cu ochiul liber, din foarte multe surse de informare, sunt multiple, slavă Domnului, că societatea contemporană este bolnavă, este bolnavă de violență, în primul rând. Vedem câte crime se întâmplă și acum, la acest moment, în aceste secunde în care noi vorbim, se întâmplă foarte multe crime ale oamenilor împotriva altor oameni. Și dacă am stat să analizăm această fire umană sau esența firii umane, un om întreg și sănătos și împăcat cu el nu ar putea să tragă cu o mitralieră într-un alt om, să-l împungă cu o sabie sau să-l ucidă prin fel și chip. De ce? La nici putea să gândească ceva rău. Sigur că da, nu ar putea gândi ceva rău, exact. Pentru că sănătatea mentală și trupească și sufletească sunt intrinsec legate. Poți să fii biologic sănătos, să nu te doară ceva, să nu ai tensiune, să nu ai temperatură, să nu scurgă sângele, să nu-ți rupi un membru al corpului, da? Dar poți să fii bolnav sufletește și bolnav, să spunem, de anumite psihoze. De ce? Avem pe cineva care, vă rog, poate vă rog. Vă adresează o întrebare. Vă rog, vă rog. Unde este inima ta? Asta, așa se termină Evanghelia lui Matei, fostul agonisitor, fostul Levi, care era la vamă. Și iată a ajuns ce a ajuns, de la argirofil la antropofil,
Și Matei spune, acolo unde este comoara ta, acolo este inima ta. Și acolo vei fi și tu, de fapt, că exact, prin inimă vei fi inima. Acolo. Și atunci noi am pus întrebarea, inima ta unde este? Și avem aici un creștin, un telespectator care vrea să ne spună ceva. Poate vreți să-i adresați domnului Enache Tușa o întrebare legată de nebunia aceasta a societății în care trăim. Să rămână, Părinte, da. Și la bună vedere în Împărăția Veșnică a lui Dumnezeu. Da. Alături de invitatul dumneavoastră și de telespectatorii noștri care întotdeauna sunt prezenți cu inima, alături de emisiunea dumneavoastră, frumos. Care este inestimabilă ca valoare, pentru faptul că noi nu dăm sfaturi. Da, așa și, este. Ne împărtășim unii de alții. Partășie și de multe ori introspecție. Încercăm introspecția pentru că ea este cea care ne oprește din goana asta de alergătură, ne pune în special după material și ne îndepărtăm de spiritual, că momentul în care te rupi de Dumnezeu, pățești ce a pățit poporul evreu în deșert 40 de ani de rătăcire, iată ce a pățit și Adam. Era în rai, era față către față cu Dumnezeu. Ce au făcut cei 2 milioane de evrei în pustie acolo? Îl vedea pe Dumnezeu flacără, noaptea încălzea, ziua le era nor, le dădea mâncare din cer, mană. Și ce au făcut ei? Și-au bătut joc să nu facem aceeași greșeală asta. Ăsta e apelul meu întotdeauna, să știți că nu ce bagă omul în gură spurcă pe om, ci ce scoate omul pe gură spurcă pe om. Aici nu spun că nu trebuie ținut postul. Gândiți-vă ce alimente mâncăm ca să ne dăm seama că postul ăsta a fost pângărit de diavolul, cum a vrut, a făcut din noi orice și în special oameni extrem de bolnavi, se nasc copii cu cancer, se nasc copii cu boli foarte grave. De aia zic că postul plăcutului Dumnezeu este postul acela, că în momentul în care vezi un sărman frământ pe stradă din casă, îl speri și îl pui la masă cu tine și dai să mănânci exact ce mănânci tu. Atunci e postul plăcutului Dumnezeu. Ăsta e postul plăcut. Dar noi spunem, a băgat sărmanul ăla, ne spălatul ăla în casă și în momentul ăla ne-a luat Dumnezeu dreptul la mântuire. Trebuie să fim foarte atenți cum lucrăm cu noțiunile astea, să fim foarte implementați și să considerăm că astea sfaturi de părtășie. Atât, deci noi părtășim cu Dumnezeu pentru că El dorește să cunoaștem lucrurile astea ascunse. Noi să le dezgropăm tot timpul, să le punem pe masă și oamenii să fie liniștiți că Dumnezeu se ocupă de noi și se îngrijește de noi până în ultimul moment, indiferent cât de bolnavi suntem, Dumnezeu este acolo și ne pregătește ceva foarte frumos dacă vom izbândi lupta aceasta. Da. Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult. Poți binecuvânta și urcuș așa cu râvnă. Iată, oamenii sunt preocupați de urcușul duhovnicesc, de viața duhovnicească. Totuși se întâmplă ceva. Asistăm la o secularizare accelerată, la desacralizare și, la o desacralizare și aici e renunțare problema. La valorile acestea care exact. Au consacrat Europa și ce exact. Se întâmplă? Ce se întâmplă de fapt? Este efectul advers sau să spunem așa adiacent, ca să nu folosesc termenul advers, pentru că eu cred că se potrivește, adică dai ceva și obții altceva. Prin desacralizare poți să evoluezi, să te dezvolți industrial, să creezi orașe, să creezi tehnologie, dar pe măsură ce omul pătrunde și ajunge de fapt să trăiască într-un confort material foarte consistent și foarte bine reprezentat, pierde din vedere latura spirituală, pentru că de fapt noi suntem într-o mare competiție. Revin și voi repeta cu noi înșine. De ce? Pentru că această... De fapt, voința obișnuiește intelectul să facă ceva, dacă o antrenezi și dacă o pui la punct. Intelectul și voința se împotrivesc trupului, care de fapt vrea altceva. Pentru că simțurile noastre sunt educate într-un fel. Noi nu ne putem transforma peste noapte. De fapt, munca noastră cu noi înșine durează mult și vedem că trec ani, trec zeci de ani și noi practic suntem la fel. Ajungem să fim deznădăjduiți că nu ne schimbăm, dar totuși creăm ceva, obținem ceva, ne dăm seama
că avem mult de lucru și că, de fapt, noi trebuie să luptăm permanent. Dacă ne uităm și plecând de la ceea ce vorbea domnul care a intrat în direct și la întrebare unde este inima ta și legând de ceea ce spuneam noi, faptul că gândești ceva rău sau că faci un rău te-ar numi ceilalți om fără inimă, apropo de inimă. Cu inima poți să fii oriunde sau nicăieri. De ce? Pentru că este foarte important cum te atașezi, cât de mult, de fapt, pui pres pe inimă și pe suflet. Și în sensul acesta, inima nu vedem ca nu este văzută ca un organ anatomic sau biologic, fiziologic, da? Care asigură, de fapt, circulația, o pompă care asigură circulația sângelui prin tot circuitul acesta sanguin. Eu am spus-o ca un nespecialist, eu nu mă pricep, nu sunt medic, știu doar că are această funcțiune inima. Dar noi vorbim și sensul acestei întrebări sau sensul conceptului teologic de inimă este legat intrinsec de spirit și de ceea ce înseamnă trăire, da? Pentru că e aproape de inima mea, inima mea este acolo și vedem foarte multe, spunem așa, elemente care țin de discursul acesta public, teologic, chiar spiritual, legat de inimă, care transferă inima dintr-un organ anatomic, biologic, fiziologic, într-o dimensiune, să spunem, spirituală. Dar nu e doar o metaforă, e o realitate. Da, pentru că ajungi să devii așa, pentru că muncești lucrând cu tine și cu conștiința ta proprie și cu spiritul tău, te duci într-o altă dimensiune. Și atunci postul este de fapt ce? Este o perioadă, un timp, da? prin care treci ca o metodă, să spunem, de purificare, de lucru cu tine, de deschidere, de comuniune a ta cu apropiații tăi, cu aproapele tău, care de fapt poate să fie întreaga lume, da? Te întreabă cine este aproapele tău? Pe aproape poate să fie oricine, pentru că vine Mântuitorul și dă acea, lui Hristos, exact, și dă acea parabolă, cobora de la Ierusalim, Ierihon, cele două elemente, adică Raiul și Iadul, totul este de fapt nimic altceva decât un cod filosofic foarte bine reprezentat, pe care noi oamenii nu nici măcar nu ne ostenim să înțelegem, e ca un dat, mai mult decât atât. Ne educăm interiorul și spiritul să spunem, domnule, astea sunt chestii trecute de la Sfinții Părinți, deja desuiete. Pentru Europa pare destul de prăfuită Evanghelia și mai ales Ortodoxia. Super prăfuită, ca să folosesc un termen modern. De ce? Pentru că noi fugim de Dumnezeu. Pentru că fugim de biserică. Ce are Europa cu Dumnezeu? L-a exilat din propria creație, l-a executat silit. Europa s-a creat pe ideea de Dumnezeu, pe creștinism. Într-o ale sale a venit și ai săi nu sigur l-au primit. Că da. De ce știți cum se întâmplă în viață? Oamenii care ne fac bine primez de la noi rău. Adică eu am văzut foarte multe exemple în viața mea de până acum, de 50 de ani, am aproape 50 de ani, când foarte mulți oameni, eu am fost de față în foarte multe situații, începând de la clasele mele de liceu și ulterior până acum, în locurile mele de muncă, și oameni făcând altor oameni foarte mult bine și primii care s-au aplicat să ia piatra să lovească au fost cei care au fost ajutați. Beneficiarii binelui. Așa se întâmplă de fapt și cu Europa. Beneficiară, spunem, ca o entitate a binelui divin. Da? De ce? Cred că omul fuge de sine. Vedem de foarte multe ori un element al urii care guvernează societățile. Adică ura aceasta este o constantă în ultimele 300 de ani, cel puțin. Da, dacă da, merge puțin mai, dacă am mai sonda, apropo de introspecția de care vorbea domnul, introspecție vorbim doar cu noi înșine și face o introspecție în propria ta ființă. Dar să comparăm Europa ca o ființă și să facem o introspecție în interiorul acestei ființe europene, să forțăm puțin termenul, da? Să-mi fie iertat. Vom vedea că, de fapt, marile, să spunem, epoci de dezvoltare sunt însoțite de o ură profundă a semenilor între ei, da? E de ajuns să citim literatura secolului 17 engleză, literatura secolului 18, literatura secolului 19. Deja în secolul 19 avem și o presă, avem foi volante și avem foarte multe informații. Vedem o ură care se amplifică și care, de fapt, în loc să fie să se atenueze și să scadă în intensitate, se amplifică. Și vedem că această ură este prezentă ca instrument de guvernare și de conducere, culmea, conducere, cu ghilimele folosesc termenul, a societăților în perioada contemporană. De ce? Spun foarte mulți, deja au un dicton foarte interesant, așa, pe care îl utilizează toți, dezbină și stăpânește și îl acceptă foarte bine, iar cei care dezbină sunt foarte bine, să spunem așa, văzuți, sunt analizați foarte bine ca oameni iscusiți. În ce? În oameni iscusiți, iscusiți în ale răului, în ale destructurării, da, ființei sociale, că până la urmă societățile
înseamnă o ființă. Și se descompun. Și se descompun. Practic, la un spuneți că răul devine un combustibil pentru dezvoltare. Da, un combustibil și o constantă și un element cu care trăiești. Păi uitați-vă ce se întâmplă în societățile Orientului Mijlociu. Cum eu am rămas surprins și m-a durut sufletul, deși eu n-am legătură cu oamenii din Orientul Mijlociu. Am văzut imagini, căutând tot felul de surse, am găsit o revistă publicată în Afganistan în 1966 sau 67 într-o universitate din Kabul, unde existau laboratoare de cercetare. Existau doamne care priveau la microscop și care făceau cercetare. Existau școli, da? Și în loc să evolueze acel stat, involuează cum? Prin răutate, prin violență, prin armă, prin crimă, da? Luăm la rând celelalte societăți, ca să nu le aducem aminte că ne costă timpul acesta. Vedem cum ura exacerbată, de fapt, guvernează acele societăți. În loc noi, oamenii, să conștientizăm pe măsură ce timpul trece și pe măsură ce evoluăm, pentru că se vorbește foarte mult de evoluție. Dacă am analiza din punct de vedere spiritual, să vedem că este o involuție și putem să o justificăm în foarte multe, cu foarte multe argumente de ce este o involuție. Însă să presupunem că vorbim precum oameni din lume că este o evoluție. De ce? Evoluție gândindu-ne la confortul nostru material. Adică case încălzite, extinse, cu etaj, în laboratoare dotate, mașini de ultimă generație, automobile. Da, dar cu ce preț? Cu ce preț? Aici asta e problema. Asta și vedem, ce vedem noi de fapt? Ce vedem noi de fapt? Că pe celălalt care trece pe stradă pe lângă nu-l interesează de mine și nici pe mine de el. De ce? Și s-au făcut experimente este multiple. Este deja un prim preț. Da, este un preț foarte scump, foarte scump și foarte, și foarte dur pe care nu putem plăti. Nu putem plăti. De peste ocean. Un telefon. Dacă acceptați... Da, cum să nu? Cum să nu? Cu mare drag. Bine ați venit! Alo? Bine ați venit! Suntem la poalele muntelui. Ne apucăm de urcat. Doamne ajută, părinte, Blagoslovit și iertat și salut și prinvetat dumneavoastră. Bună ziua, bună ziua, vă salut și eu. Doamne ajută, Doamne ajută. Părinte, o să fiu foarte scurt, pentru că la început, când vezi muntele așa de mare, nu mai sunt cuvinte, decât trebuie trecut la fapte. Da. Eu atâta vreau să spun, să mă ierte toată lumea pentru ceea ce am spus vreodată, poate misiune. Și vreau să mai zic că un lucru trebuie să facem. Inima curată, izmerită, Dumnezeu nu va opri. Atât vreau să spun și cred că cu asta, dacă ne curățim inima și s-o smerim, ajungem ca racheta în vârf. Așa este. Dacă nu, amin. Doamne ajută și vă urez un post binecuvântat la toată lumea. Inima curată, smerită. Mulțumesc, mulțumim foarte mult și noi cerem iertare dacă de multe ori poate v-am ținut pe fir nejustificat de mult. Cerem iertare pentru toate acestea și ne bucurăm că vă osteniți să sunați de acolo. Știu că acum e o oră destul de... Da, este acolo, este dimineața. Este dimineața acolo și este o osteneală să stai să prinzi. Țin minte că suna și la Radio Dobrogea la 4 dimineața sau 5 dimineața trebuia să se trezească ca să intre în direct în emisiune. Era un lucru, mă smerea foarte... Era ziua, era prânzul. Da, la noi era 11, mă gândesc așa, mă smerea foarte tare lucrul ăsta, pentru că arăta dragoste până la urmă să faci un efort să vii la întâlnire cu un om la 3-4 dimineața e un lucru important. Bun, ura este combustibilul. Știm că este combustibilul ceva... și se mai adaugă acestui combustibil sau acestei metode, să spunem așa, celelalte elemente ale căderii omului și dintre care aș putea minti aici mândria, care devine și ea un element al unei națiuni. Sunt mândru că sunt, nu știu, american, rus, român, englez. Bun, e bine să fii mândru, dar să fii mândru în sensul în care îți cultivi valorile și mândria aceasta să existe în elementele pozitive
pozitive, adică acelea constructive, care de fapt aduc cu vecinul meu din altă țară, da, valori un universale, element constructiv, sigur, în sensul că ne înțelegem frățește și nu să ne urâm și să ne suspectăm reciproc, să ne schimbăm granițele. Păi, eu vreau de la tine, tu vrei de la mine. O, sigur că da. O experiență. Dar nu numai în secolul trecut. Și acum este acest pericol și s-a întâmplat în secolul 20, cel mai violent dintre toate secolele, secolul trecut, de fapt în secolul 20, da, că suntem în 21. De ce? Și cu urmă cu un secol, cu două secole, de fapt, în secolul 19 și secolul 17 și 18. De ce? Omul nu este foarte mult evoluat de acum, față de acum 2000 de ani, biologic vorbind. Cognitiv, da, pentru că mergeam la școală, ne-am instruit creierul să folosească mai multă capacitate pentru a săvârși multe lucruri care nu le fac bine celorlalți, ceea ce e bine pentru unul, e bine pentru toți și așa mai departe. Și să revin la discuția noastră, ura este întâlnită astăzi peste tot. De ce? În primul rând, pe motive care țin de ideologie, de educație, de religie, da, că ea sunt nu știu cum și celălalt sunt nu știu cum. Putem să ne oprim puțin aici? Putem să spunem că s-a înlocuit ca mecanism de conducere, cum spuneați, ura de clasă cu ura religioasă în secolul 21? Da, în anumite să noi spunem așa, în anumite elemente, da, dar nu putem să spunem că, de fapt, această ura unui corp este împotriva unei religii sau ideologii, nu. Cred că sunt elemente din fiecare care aduc, de fapt, cumva la o stare de tensiune sau conduc la o stare de tensiune în care individul nu se mai simte bine public. Și vedem cum e un paradox. În epoca comunicării sau în era în care avem foarte multe rețele de comunicare și de socializare, noi suntem singuri, în definitiv. De ce? Pentru că ieșind din această, adică închizând ușa societății lumii, adică retrecându-ne în mediul nostru privat, unde ne simțim acolo în confort, cu un pahar de suc, aprindem o țigară, ne facem cafeaua, stăm la calculator, avem impresia că noi stăpânim, de fapt, întreaga comunicare a lumii. Dar, de fapt, noi suntem singuri. Suntem singuri, suntem părăsiți. De ce? De cine? De către cine? De către toți cei din jurul nostru pe care îi considerăm apropiații noștri. De fapt, noi ne-am izolat. Noi ne-am izolat și fiecare dintre noi, la rândul lui, face același lucru. Mă uit de foarte multe ori pe stradă și foarte mulți oameni nu mai au timp să observe ce este în jurul lor și se uită în telefoane. În tren, la, nu știu, într-o stație de așteptare, într-o gară, la librărie, în mall, oriunde, dacă faceți un studiu, măcar așa, la pas, să mergeți, să stați o oră și să observați oamenii, 85% dintre oameni sunt cu ochii în telefoane, conectați la acea rețea imaginară, de fapt, sau la acel tip de comunicare imaginară, pentru că noi... E iluzorie, virtuală. Da, iluzorie, da. Pentru că noi trebuie să... Și dureroasă. Exact, este dureroasă când, la final, când, de fapt, vezi că trece timpul, l-ai irosit, el nu se mai întoarce și, de fapt, tu nu ai lucrat nimic, ba, dimpotrivă, te-ai descompus din punct de vedere spiritual. De ce? Că ți-ai împărțit acel timp cu tot felul de surogate, o risipire care, da, inutilă, surogate, da, pe asta și studiația sunt iluzii, sunt surogate care de fapt nu te ajută cu absolut nimic. Și treci într-o dimensiune a întristării, iar întoarcerea e din ce în ce mai grea. Da, mai grea și mai dureroasă, reală, și mai dureroasă, și mai devastatoare. Vedem foarte multe entități sau foarte multe opinii contra altor, deci opinii ale unor comunități, ale unor indivizi contra altor indivizi, destructurării, nu știu, tot felul de discuții care apar în spațiu public, demascări ale unora, ale altora, unii sunt acuzați de minciună, ceilalți sunt acuzați de furt, ceilalți de crimă, tot felul de chestii legate într-un areal, așa, într-un cor din ăsta al vocilor nemulțumiților, încât practic te întreb, domnule, cât mai avem noi timp să reflectăm la ceea ce este de fapt menirea noastră? Cine suntem noi, de fapt? Practic, dacă l-ai întrebat pe unul și dacă ne-am întrebat și noi, am putea să dăm foarte greu un răspuns sau cred că mai degrabă nu l-am putea da. Pentru că noi nu știm de care fapt ce suntem. Sensul vieții care este mele? Sensul vieții noastre? De ce ne-a creat Dumnezeu pe noi? Pentru că Dumnezeu pe noi ne creează și ne dă această entitate numită suflet spirituală ca să trecem printr-o perioadă și să facem ceva. Ce facem? Da, dar pentru asta trebuie rezolvată ab initio, așa să spunem, o problemă care ține de aparatul critic. Dumnezeu există sau Dumnezeu nu există? Principiul terțului exclus. Da. Aici, dacă noi da. Nu ne rezolvăm problema asta cu noi... Și problema asta nu este rezolvată. Nu e rezolvată. Știți că lucrați și cu studenți și eu mă întâlnesc foarte des cu studenți și mi-am dat seama din practică că până nu rezolvăm această problemă... De cele mai multe ori ești acuzat, mai ales dacă ești preot, teolog în general, dacă da.
ești teolog sau cumva în zona aceasta a teologiei sau un slujitor al chiar și al cărții, ți se spune că ești indoctrinat și că de fapt nu poți să vezi altfel. N-am avut probleme. Tocmai din acest motiv, pentru că vorbim generic acum. Am intuit cumva că dacă nu ne rezolvăm problema aceasta fiecare cu fiecare, nu putem merge mai departe. E pierdere de vreme. Este o pierdere de vreme. Să facem o altă experiență, da. Să judecăm puțin așa, să facem un joc de imaginație. Să presupunem că foarte mulți dintre cei care spun că ceea ce ni se cultivă nouă, Dumnezeu și așa mai departe, și valorile creștine și restul lucrurilor, entităților pe care nu le vedem, nu le putem palpa, nu sunt reale, da? Dar totuși, chiar și cei mai învârșunați atei, în ultimele clipe ale vieții lor, caută o entitate de care să se lege. Deci, cum să spun eu, natura umană din toate timpurile este construită în așa fel biologic, mental și spiritual, încât să fie conectată cu ceva care este transcendent, care este într-o altă dimensiune. Oricum, ateismul este o noutate. E o noutate. Toate culturile lumii, toată istoria lumii este legată de religiozitate. Da, de religiozitate, de fenomenul ei. Da, sau monoteiste. Secolul 18-19 aduce această noutate reflecție absolută. Și de fapt ce? O reticență mai degrabă. O reticență legată de dimensiunea aceasta divină, pentru că întrebările fundamentale au fost structurate pe evenimente care s-au petrecut. Dacă Dumnezeu ne iubește pe toți, de ce permite să se întâmple, nu știu, tragediile, războaiele, cataclismele, calamitățile, da? De ce ne face rău intenționat? Și de fapt răul nu ne face Dumnezeu, răul ne face noi singuri prin neascultare. Și astăzi, dacă noi toți am ascultat, să spunem, într-o comunitate, dacă noi într-un oraș ăsta, fiecare ne-am duce să ducem gunoiul, să ne ștergem, nu știu, geamurile, să curățăm fața sau curtea, să ne ajutăm unii cu alții, să fim pentru ceilalți, îngăduitor, spune Dumnezeu, îngătuitor și binecuvântare, să nu claxonăm cu mașina, să ne respectăm regulile, să ne ajutăm, să nu luăm din ce este al celuilalt, lucrurile ar funcționa foarte bine, pentru că nu ar exista tensiune. Dar, dimpotrivă, noi facem exact invers. De ce? Pentru că natura umană, în puținul ei conștient, pentru că natura umană, omul este puțin capabil să înțeleagă, de fapt, această dimensiune a înțelepciunii divine. Blaga numește individul, numește omul diferențial divin. Blaga, știți, care această dimensiune sau dimensiunea filosofică prin care îl identifică pe Dumnezeu, nu îl numește Dumnezeu în mod direct, îi spune marele anonim. Da? Tocmai pentru a-l plasa într-o dimensiune, să spunem așa, a filosofiei și a-l pune pe individ să gândească. Și spune că, de fapt, dacă Dumnezeu ar fi dat omului cunoașterea totală, ființa umană nu ar fi putut suporta acest dezechilibru existențial al ei. De ce? Pentru simplu motiv că nu putea să aibă întreaga cunoaștere pe care Dumnezeu o are. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla în toată existența asta pe care noi o considerăm imensă. Nu putem să calculăm de fapt timpul, pentru că noi, mintea noastră nu percepe, nu poate, nu este capabilă să perceapă această imensitate gândită de noi ca noțiune, categoric. Da. Însă spațiul și timpul pentru Dumnezeu sunt deja comprimate și ele de fapt nu au nicio valoare, au valoare pentru noi. Atunci, revenind la discuția noastră, spune același Blaga că, de fapt, dacă l-ai pune pe un om needucat și necunoscător de Dumnezeu să-ți vorbească despre spiritul societății în care trăiește, este echivalent cu a pune un elefant într-un muzeu cu porțelanuri fine și l-ai pune să așeze acele porțelanuri. Adică, incapabil să facă așa ceva, ar distruge absolut tot. Așa se întâmplă și cu un necunoscător. Atunci când nu cunoști... Parcă n-aș fi de acord. Excluzi. Da, se poate să nu fiți. Noi acum spunem, de fapt, ceea ce a gândit Blaga și cum a numit el, de fapt, toată această dimensiune a omului. Pentru că vine Țuțea și spune, Petre Țuțea spune, uite, o babă analfabetă, nespălată pe picioare, în fața unei icoane, valorează mai mult decât exact, un... Exact, pentru că trăirea vine puțin și sigur contrabalansează ce spune Blaga, adică vine cumva și coboară din transcendent. Da, este o altă dimensiune filosofică, o altă întrebare, o altă reflecție legată de ce? De trăirea sufletească. Pentru că acolo în fața... O altă cunoaștere, sigur, nu e neapărat o altă cunoaștere, academică. Dar și o altă cunoaștere, și nu este o cunoaștere academică, e o cunoaștere spirituală, exact, o înălțare, pentru că puține am fi capabili să o putem înțelege pe
acea bătrânică, așa cum definește soția. Păi îl avem pe Sfântul Simeon Siloan Atonitul, care e analfabet. Categoric. Dar culmea, cunoașterea Sfântului Siloan este de 10 ori mai importantă în ce? În ale spiritului și urcarea duhovnicească decât ale unui, spunem, ateu, erudit și academician, să spunem așa. Există, practic, și alte canale de a primi cunoștință. Categoric. Cum a vrut și Adam până la urmă, ca fructul pe care îl dorea atât de mult este vrednic, aduce cunoștință. Sigur, sigur. Adică pe lângă că era bun la gust. Cunoștința binelui și a răului, apropo de cunoaștere. Lui se părea că Dumnezeu l-a făcut defect, adică l-a făcut să înțeleagă și să trăiască doar binele și că ar mai fi avut încă ceva de cunoscut, dar Dumnezeu nu i-a dat să cunoască. Să știți că noi păstrăm chestia asta, păstrăm în ființa noastră această nemulțumire a noastră. Să știți că dacă am face un sondaj, 98% dintre oamenii pe care îi întrebați îți place cum arăți, toți ar spune nu. Vreau și aia să fiu înalt, să fiu mai nu știu cum, să fiu mai inteligent, să am părul nu știu cum, să am mâine nu știu cum. Deci 98%. Interesant asta, da. Păi nu, dar să vedeți că eu personal m-am făcut acest test și vreau să vă spun că este așa cum spun eu. Adică în sensul că suntem nemulțumiți. De ce? Pentru că tot pentru neascultare. Eu în loc să fiu cum să spun eu, un păcat, că pot să văd soarele, pot să văd lumea, adică am vedere, pot să mă mișc, mă simt bine, pot să lucrez, pot să fac. Aș vrea să fiu nu știu cum. Păi da, pentru că zborul a fost propriul omului. Tot din neascultare. Da. Apropo de Icar. Am crezut din ascultare. Apropo de Icar, că vorbim de o perioadă precreștină, da? Tatăl îi spune lui Icar, îți dau aripi de lemn și de ceară, să nu te apropii prea mult și nici de soare și nici de alte întâi, că soarele îți va topi ceara. Tocmai acest lucru, nu ascultă, tot neascultarea lui Icar îl face să urce aproape de soare, îi se topește ceara și el practic cade și nu supraviețuiește, da? La fel cu neascultarea aceasta, adică noi în loc să fim recunoscători pentru ceea ce avem, pentru că în comparație cu noi, alți oameni care suferă de tot felul de, să spunem așa, de afecțiuni, da? Și nu au... Sau nedreptăți. Da, sau nedreptăți. Am putea spune că noi suntem niște... sau ei ar putea spune că suntem niște fericiți. Apropo de fericire și nefericire. De foarte multe ori m-am întrebat de ce oamenii caută tot timpul să vadă în celălalt, în aproapele lor, al oamenilor, numai partea negativă și nu partea pozitivă. Adică foarte puține, de foarte puține ori spunem despre oameni ce om deștept, ce bine a făcut oamenilor, ce bine că a gândit, cât de mult m-a ajutat omul ăsta. Deci de foarte puține ori spunem lucrul acesta, dar în schimb că căutăm să-i vedem ce? Neîmplinirile, răutățile, lucrurile rele. De ce? Tocmai pentru această comparație. Eu nu sunt așa de bun și mi se pare că celălalt este foarte bun, dar eu nu sunt în ființa lui. Și ulterior există și un răspuns la acest tip, să spunem așa, de reflexie. Oamenii când vorbesc de rău despre ceilalți, da, de fapt ei spun foarte multe lucruri despre ei, despre neîmplinirile lor, despre suferințele lor sufletești, despre incapacitatea lor de a înțelege că ei sunt buni și mai buni decât ceilalți pe care îi văd ca fiind fericiți și vorbesc despre ei urât. De fapt, Sfinții Părinți spun că facem lucrurile astea, toată suferința noastră vine din lipsa de iubire. Da, din lipsa și de iubire. Nu pentru că sigur nu primim, că da. Sigur că ci da. Pentru că nu ne dăruim. Și suntem și lacom, că vrem din ce în ce mai mult. Și da, dar Dumnezeu ne-a dat toată. Ne-a dat toată, da. Dar nu putem toată să... bucuria aceasta, de care, de fapt, ca să fac un joc de cuvinte, nu ne putem bucura, nu putem să o simțim. De pentru ce? Că nu dăruim. Da, suntem reci, suntem seci și nu deschidem inimile. Aici e problema. Ce să mai facem într-un minut, că avem atâta de discutat? Am putea vorbi multe lucruri și eu sunt eu sunt un biet muritor de rând, ca să fiu sincer așa. Eu sunt un nemuritor de așa. Rând. Să nu mai spuneți un muritor de rând. Un nemuritor de rând. De ce folosim lucrul acesta? Pentru că noi ne referim și aici, exclusiv la trup. Și nu conștientizăm exact sufletul nostru, pentru că de fapt el este mult mai important. Și dacă am stat să facem o filosofie a entității sufletești care trece prin diferite alte dimensiuni, n-am putea să le înțelegem, pentru că la fel, suntem închiși și inima noastră este închisă. Și atunci am preluat că e mai ușor. Muritor de rând. De fapt, noi nu murim. Moare exact trupul nostru. Cu și aici e o altă discuție pe care o putem dezvolta data viitoare. De fapt, vreau doar să spun că nu, eu acum mi-am exprimat aici niște opinii ale unui om, la fel ca toți ceilalți, da, cu lipsurile și câștigurile lui, cu bucurile și tristețile lui, cu nevoile lui, în sensul în care să înțeleg eu, în raport de ceilalți, starea mea, existența mea și modul în care eu să fiu mai util pentru cei din jurul meu, în primul rând pentru familia mea, pentru părinții mei, pentru apropiații mei și ulterior pentru comunitatea mea, să fac ceva bun. Pentru ce trăiesc eu? Să aduc puținul acela, dacă pot, dar să nu fac răul.
Culmea, că societatea contemporană, nu asta noastră, globală, ne educă de fapt să facem răul și să nu facem binele. Să ne izolăm, să fim răi, să fim nealtruiști, să nu îl înțelegem pe celălalt. Da. Da. Mulțumim mult pentru prezență. A fost o emisiune spumoasă, după cum ați văzut. Oamenii care vor să dăruiască nu se mai pot opri din această bucurie de a dărui celorlalți. Vă urăm post binecuvântat, curaj, putere și să ne întâlnim cu toții în vârf. Post binecuvântat tuturor. Să ne ajute Domnul. Toate cele bune.